Bună ziua, dragilor, și bun găsit la întâlnirea cu Prof. Online. Astăzi profit de faptul că suntem singuri și încă n-a venit Ștefan, eu aștept din clipă în clipă, mi-a spus că întârzi un pic, așa că despre Cristina știu că nu vine. Știți bine, clasa 5-a este acum. Am avut o discuție cu cineva și am văzut o fetiță din clasa a doua, apoi chiar a treia, și probleme complicate, foarte complicate, sunt problemele cu tabla mulțirii. Eu acolo am mai făcut așa, să învățăm tabla mulțirii. Chiar așa. Cum ajungem să știm tabla mulțirii? Da? Deci, cum învățăm? Chiar așa sunt întâlnesc. Cum învățăm? Învățăm tabla mulțirii. Este o panică mare în sufletele copiilor. Ei sunt bieții de ei stresați la maxim, pentru că învățătorii, din experiența pe care o au, iau un procentaj destul de bun în reușita lor și spun mecanic. Astăzi învățăm tabla mulțirii cu 2. Și spune 2 ori, lasă, așa, 2 ori 1, să vă uit, 2 ori 1. Asta este semnul la mulțirii, la 1, 4. 2 ori 1 faci 2. 2 ori 2 egal cu 4. 2 ori 3 egal cu 2 ori 3, 6, nu? Sper să nu greșesc eu. 2 ori 4 egal cu 8. 2 ori 5 egal cu 10. 2 ori 6 egal cu 12. 2 ori 7 egal cu 14. 2 ori 8 egal cu 16. 2 ori 9 ori egal cu 18 și 2 ori 10 egal cu 20. Asta e tabla cu 2, apoi tabla cu 3, tabla cu 4, tabla cu 5 și în sfârșit tabla cu 9. Ei bine, ca să o învețe pe asta cu 2, cred că învățătorii așa ar trebui să insiste și să spune că e vorba de o adunare repetată. Aici e o singură dată 2. Rămâne 2. Aici 2 ori 2 înseamnă 2 plus 2. Adică se adună de 2 ori 2 și face 4. 2 ori 3 înseamnă 2 plus 2 plus 2. Deci de 3 ori 2 adunat se face 6. Și așa mai departe. Aici la 2 ori 9 adunare, 2 plus 2 plus rămâne departe plus 2 egal cu, de câte ori? De 9 ori. De 9 ori adunarea lui 2 și face 18. Cu ocazia asta, învățătorul va face o adunare din 2 în 2. Deci copilul, ca să poată să învețe, trebuie mai întâi să numere din 2 în 2. 2, 4, 6, 8, 10. 12, 14, 16, 18, 20. Și înainte și înapoi. 20, 18, 16, 14, 12, 10, așa. Deci el repetă acasă, cu părinții, cu învățătoarea. Și tabla cu 2 o învață în felul ăsta. Dacă însă va încerca să memoreze mecanic 2 ori 3, 6, 2 ori 7, 14, va avea tot timpul greutăți. Dacă însă învață să numere din 2 în 2, înainte și înapoi, sigur, secretul acesta, adică ideea va fi, sau va ajunge în final să dea mai corect răspunsurile. Pentru că din 2 în 2 numărat, îi și folosește mai târziu, când adună cu 2, când va fi cu 3, cu 4, la 17, adună 3. Deci va vedea exact cum merg lucrurile. Deci de aceea, sfatul meu este să insistăm înainte de a da drumul la varianta mecanică, să numere și să înainte și înapoi din 2 în 2, până el merge automat. Deci înainte și înapoi, înainte și înapoi. Să înțeleagă că 2 ori 3 este o adunare repetată. 2 e adunat de 3 ori. 2 plus 2 plus 2.
După care începem să învățăm făcând 2 ori 7, scriind de fapt 2 plus 2 plus 2 plus 2, așa trebuie să scrie destui, de 7 ori adunat, și numără tu din 2 în 2 și pentru situația asta. Și 2 ori 7, fiindcă se adună de 7 ori 2, deci face 14. Asta vă rog să înțelegeți, dragilor, trebuie făcut cu fiecare din tabla, din 3 în 3. Da? Hai să vedem pentru tabla lui 3. 3 ori 1 egal 3. 3 ori 2 egal 6. 3 ori 3 egal cu 9. 3 ori 4 egal cu 12. 3 ori 5 este egal cu 15. 3 ori 6 egal cu 18. 3 ori 7 egal cu 21. 3 ori 8 24. 3 ori 9, 27. Și 3 ori 10, 30. 3 ori 10, egal cu 30. Ei, acum din 3 în 3, numărarea din 3 în 3, e 3, 6, 9, 12, 15, el face așa, nu deodată, nu mecanic. Deci 3, la care zic, mai adaug un 3. Pentru că la 3 ori 2 ce înseamnă? 3, înseamnă 3 plus 3 de 2 ori. De 2 ori. Și este egal cu 2 ori 3, nu? De 2 ori câte 3 și egal cu 6. Trebuie să înțeleagă de ce face treaba asta. Că zici 3 ori 3. Adică e 3 plus 3 plus 3. De 3 ori. Adică la 6 de mai înainte, cât a fost de 2 ori, mai pune încă un 3. Și ajunge la 9. Și așa îl învățăm să numere din 3 în 3, adăugând la vechiul rezultat, la 9 încă 3 fac 12, aici iată tabla adunării. Adică în tabla adunării, iată cum adun pe la 9 încă 3. Încă 3. Fac un din 3 ori ăsta, pe 9 fac 10 și rămân 2, 12. Deci 9 3 și cu 3 fac 12. La 12 mai viu încă un 3 și fac 15, pentru că lui practic 10 rămâne și pe cine îl modific? Cifra unităților. Lui 2 pun 3 și fac 5. Apoi 18, nu mai pun încă 3. Și așa mai departe. Deci număratul din 3 în 3, înainte și înapoi, 30, 27, 24, 21, 18, 17, 18, 15, după care, nu, 12, 9, 6, 3, 1. 3, 3 și atât. 3, da? Deci atenție, insist. Înumărăm din 3 în 3, înainte și înapoi. Arătăm că 3 ori 4 înseamnă că, de fapt, e o adunare repetată. 3 plus 3 plus 3, de câte ori? De 4 ori. Da? 3 ori 7 înseamnă 3 plus 3 plus 3, de 7 ori. Ai învățat la 3 ori 6, cât faci? 18. Bun, mai pui încă un 3. Și atunci face 21. Deci, tot timpul insistăm pe partea logică, pe varianta aceea de a înțelege. Până la momentul când se instalează 3 ori 8, 24, adică 3 ori 8, 3, 8 înmulțite, fac 24, mecanic, avem un drum lung. Nu, nu peste noapte. Nu peste noapte. De aceea, trebuie multă răbdare și mai ales părinții acasă și bunicii, care au sarcina asta, pică sarcina lor să definitiveze activitatea la școală, din păcate părinții și părinții și cu bunicii au să meargă, vor să ajungă repede la nivelul la care știu eu. 7 ori 56. Cum de nu știi, mă? Păi 7 ori fac 56, mă, dar de ce nu știi? Când ai început să-l întrebi și îi spui de ce nu știi și începi să-l agresezi cu stilul ăsta așa foarte... L-ai scos din mână. El nu mai are decât o singură șansă să se retragă, să vadă cum minte, să vadă cum se bagă sub bancă, în ghilimele spus sub bancă, adică crește nesiguranța și tu l-ai îi crește nesiguranța, asta este. Deci, de aceea, acum, pentru generația care este în clasa a doua, ce e pe tabla mulțirii, e o problemă complicată, trebuie rezolvat cât mai repede. Dar nu
presând foarte tare pe copil, ci în limita în care el accesează și măsura în care tu îl convingi de lucrurile acestea. Ca atunci când el manifestă nesiguranță, la 3 ori 7, el se facă repede. 3 plus 3 plus 3 plus 3 de 7 ori și se facă această adunare repetitivă. Să zicem că de 3 ori 5 și amintește că de 3 ori 5, 15 și acum până la 7 mai vine cu încă 2 de 3, da? Și 15 și cu 6 fac 21. Astfel ce aș face? La 3 ori 7, și acest lucru trebuie să-l învățați, dragi frate. 3 ori 7 este egal cu 3 ori 5 plus 7, 5 plus 2, pardon, 5 plus 2, pe 7 l-am scris așa, și aplicăm distributivitatea aici. Vine 3 ori 5, pe care o știe, 15, și plus 3 ori 2, 6, fac 21. Deci, iată că de la 15, numără un 3, 18, și încă un 3, și face 21. Nu m-am ocupat așa îndeaproape, îmi propun acum, astăzi, când le repet, pentru că vine Ștefania, să insist pe tabla mulțirii cât se poate de tare. Pentru că este lucru esențial. Dacă merge tabla mulțirii, dacă mulțim cu precizie, atunci, cu siguranță maximă, atenție, de 100%, n-ai voie ca din 100 de testări de astea, una s-o greșește. Că dacă una e greșită, acela schimbă tot rezultatul. N-a făcut nimic. Deci de aceea trebuie să ajunge până la nivelul de performanță. Automatism să fie acolo în mintea lui. Dar asta, repet, nu se face decât prin exercițiu. Și prin justificarea în fiecare clip. Să înțeleagă de ce. Bun. Și așa continuăm, dragilor, până la cu tabla cu 9. În ritmul ăsta. Într-o singură zi. Să nu credeți că într-o oră, două, ați făcut-o și l-ați făcut, gata, ăsta știe, copilul știe. Păi nu știe. Ai nebunit. Ai răbdare. Numără din 2 în 2 și din 3 în 3, 2, 3, 4 zile. Cât până când el are siguranță. La fel treci până mai departe. Revii înapoi pe partea care ai făcut-o. Vii cu testări, tot așa și tot insistând pe ce ai învățat. Și mai faci o tablă, iar iei totul de la început. Iar mai faci încă una. Și așa te vei trezi că el cât de cât începe să înțeleagă. Și mai ales atunci când el are nesiguranță să-și dovedească asta. Iată cum. Dacă 3 ori 7, am spus că îl putem scrie așa, 3 ori 7 este egal cu 3 ori 5 plus 2, cum am făcut mai înainte, 3 ori 7 este egal cu și 7 ori 3. Și 7 ori 3. Produsul e comutativ. 3 ori 7 egal cu 7 ori 3. Și egal mai departe, putem să vedem că mergem și cu din 7 în 7. De câte ori se scrie 7 plus 7 plus 7? De 3 ori. 7 plus 7 plus 7. Numai de 3 ori. Da? Și 7 și cu 7 face 14, că le învățasem numere din 7 în 7, nu? 14. Și la 14, dacă mai pune un 7, iată că acum are o șansa să gândească foarte bine la 14, dacă pune un 7, gândim așa. Lui 14 până la 20 îi trebuie un 6. Ia de aici un 6. A făcut aici 14 plus 6 ăsta și face cât aici? Face 20. Și eu mai rămas 1. Și acum 20 plus 1 egal cu 21. Cum a fost și 3 ori 7. Ori 3 ori 7, ori 7 ori 3. De 7 ori de 3, tot 21, nu? Tot 21 este. Dar el începe acum să facă comutativitatea și se sprijină de varianta cea pe care o știm mai bine. Deci la mulțirea 7 ori 3, 7 ori 3, el zice 3 ori 7. Că 3 ori 7 a învățat-o mai bine, că tot a repetat-o, e mai din urmă. Da? Și atunci începe să se așeze treaba. Îl supraveghezi, dragule. Acum, nu stai tot timpul tu, părinte și bunic, lângă el tot timpul. Și îl cicălește acolo. Din clipa în care va vedea filmul ăsta și va înțelege cam cum stau lucrurile, el va merge singur. Va încerca să se descurce după modelul proful online. Acum, după felul în care profesorul, un prof online muncește cu el, va încerca el singur acasă.
Și acum, să ne ducem la etapa când am făcut totul până la 9, până la 10, inclusiv că aceea cu 10 e cea mai la îndemână, 10 ori 1, 10, 10 ori 2, 20, 10 ori 3, 30 și mai departe. Aceea este banală. De 3 ori câte 10 fac 30, nu? De 7 ori câte 10 fac 70. Ei bine, după ce a făcut toată chestia asta, începe antrenamentul. Atenție, antrenamentul. Deși asta a fost perioada de învățare, da? Învățare. Și după etapa asta, să spunem că are 40% siguranță. 40% el se descurcă. Acum începe antrenamentul. Și antrenamentul începe să-l facă în felul următor. Asta, cred că pe la sfârșitul clasei... Nu. Dar pe timpul ăsta, cred că s-a epuizat până la capăt, să spun așa, și acum începe antrenamentul pentru a face, pentru a crește conștiința de siguranță. Ce spunem? 23, o singură cifră începem, da? 23 ori 7. 23 ori 7. Păi, scriem așa, egal cu 20 plus 3 ori 7. Am descom plus pe 23. 20 plus 3 ori 7. Care înseamnă? Pe 7, cum vă zis, cum am spus că e comutativ, pot să spun da, distributivitatea asta poate face și de la dreapta spre stânga. Nu numai de la stânga spre dreapta. Și egal cu, dacă vreți, vine 20 ori 7 plus 3 ori 7. Și egal cu 20 ori 7 face 140 plus 3 ori 7 care face 21. Dar acum el începe să verifice. Nici nu știe bine dacă 3 ori 7 fac 21. Dacă aici are greutăți, spune 3 plus 3 de 7 ori sau să zice 2 plus sau 7 plus 7 și plus. Nu. Deci 3 ori 7 poate să însemne, dar el fiindcă manifestă un coeficient de siguranță slăbuț, de numai 40%, nu își permite să pună rezultatul. Și atunci muncește și zice 3 plus 3 plus 3 de câte ori? De 7 ori. Și face, în sfârșit, 21, constat. Sau își spune 7 plus 7 plus 7 și face 21. Muncind de la aici, spune, băi, dar de ce să muncesc de fiecare dată așa? Oare nu e bine să țin minte? 3 ori 7, 21. Inclusiv calcul, inclusiv variantele astea, inclusiv, cum vă spuneam mai înainte, 3 ori, în loc de 7, zicem 5 plus 1, plus 2. Și face 3 ori 5, 15, plus 3 ori 2, 6, care duce tot la 21. Toate aceste 3 situații repetate, toate aceste 3, înseamnă ce? Șansa ca el lui să se instaleze în minte 3 ori 7 fac 21. Da? Și acum zice, egal mai departe. Ei, 140 plus 20 plus 1. Descompune ca să se înțeleagă bine. Și face cât? 140 cu 20 face 160 și cu 1, 161. În sfârșit, a dat rezultatul corect. 161. Dar a muncit pentru asta. Vedeți? El începe să simtă obiectivul. Acum, puteam să nu facem chestia asta, nu memorăm. Dar nu ne convine ca la 3 ori 7 să zicem de fiecare dată 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 7 ori să le adunăm și știu ce. Tabla mulțirii a venit ca o nevoie practică pentru a mări viteza. Pentru că 23 ori 7 ar putea fi așa. 23 ori 7 înseamnă 23 plus 23 plus 23 plus 23 plus 23. Eu pot să scriu și așa. 1, 2, 3, 4, 5 plus 23 plus 23. De câte ori? De 7 ori, da? Deci adunarea asta de 7 ori al lui 23
E o muncă nu tocmai la îndemână. Că, în mod normal, cum știm să adunăm? Le-am putea scrie unele sub altele, toate cele 7, și le adunăm. 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3, de 7 ori adunat, face cât? 21. Da? 21. Plus, ce mai avem în față? 20 plus 20, adică 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2, de 7 ori, din 2 în 2 numără, 14. Dacă știm de câte 20, face 140. Și iată că rezultatul ar fi 140 cu 21, face în final 161. Da, dar spune-mi acum, îți convine să faci așa ceva? Adunarea asta repetată în 23? Pierzi la timp? Da, da, că îi prin șmecheria, faci direct. Nu? Zice, 23 și învățăm să punem una sub altele acum, ca avantaj. 23 ori 7, puneți pe 7 de desubt. Și zici, 7 ori 3, uite-te și pe foița ta cu tabla mulțirii, uite-te și faci că 21 și 2, îi dai un răspuns, atenție, dai un răspuns și nu e sigur. Atunci îl dovedești cu 7 ori 3, cum am dovedit acolo în variantele celea, și te uiți pe foiță dacă, într-adevăr, fac 21. Când ai constatat că 21, zic, mă, dar mai muncesc o dată viitoare, așteptam. 7 ori 3, 21. Zici de vreo 5 ore, 7 ori 3, 21, 7 ori 3, 21, până în mintea ta se instalează 7 ori 3, 21, rămâne acolo într-o colțișor, fixat, ca în memoria calculatorului. Așa. Și zicem 1 și 2. 7 ori 2, iarăși 14, să spunem că ai greutăți, dar ori zici 2 plus 2 plus 2 plus 2 de 7 ori, ori de 2 ori câte 7. Și atunci 14 și cu 2, 16. 161. Iată, dragul meu. Iată. Răspuns rapid. Păi în loc să zici 23 plus 23 plus 23 plus 23 de 7 ori, să le scrii un cârd. Eu n-am mai scris cârdul, că pierdeam foarte mult timp. Și să fac adunarea aceea, nu-i mai bine să știu tabla mulțirii? Dragule, tu care ai probleme acum, te-am convins, sigur te-am convins că merită să știi tabla mulțirii. Ăsta e motivul. Da? Deci, am mulțit doar un număr de două cifre cu o cifră. Ia să mulțim acum un număr de trei cifre. 239 ori 7. Egal. 239 ori 7. Poveste. Păi fac așa. 239 scrie 200 plus 30 plus 9. Totul de mulțit cu 7. Care înseamnă? Scriu mai la sfârșit. 7 ori 9 plus 7 ori 30, 7 ori 30 plus 7 ori 200. 7 ori 200. Deci am lăsat spațiu, 7 ori 9 la sfârșit, 7 ori 30 aici. Eu puteam să-l pun pe 7, dar special am lăsat aici. O să vedeți 10. Și e cam mai departe. 7 de 7 ori câte 200? Ca și cum ai spune 7 ori 2. 14. 14. Și cele două zerouri. Deci 1400. Plus 7 ori 30. 7 ori 3. Tot mă lovesc de 7 ori 3 ăsta. 21. Și cu 0 pus. 10. Deci face 210. Plus 7 ori 9. N-am problemă. Nu știu. Au deoparte. Zic 7 ori 9. Hai să vă arăt o altă șmecherie. 9 e mai aproape de 10. Și zic, egal cu 7 înmulțit cu 10 minus 1. Și zic, 7 ori 10, 70, parcă aplic distributivitatea, minus, că e minus aici, 7 ori 1, 7. Din 70, dacă scăpi 7, iau 10, știți voi bine, m-am împrumutat, au rămas 60, rămâne 63. Iată, 63. 7 ori 9, 63. Și acum, zic, egal mai departe. La unități. 3 și cu 0 și cu 0, 3. La 10, cifra 10-lor. 6 și cu 1,
7 și cu 0 de aici la 10, 7. Și la sute, aici n-am sute, dar aici am 2 și cu 4 de aici, 6. Și la mii, doar una, 1000. 1673. A, nu ești mulțumit așa? Nu te înțeleg. Bine, atunci 239 ori 7 înseamnă 239 plus 239 plus 239 plus 239 și plus 239, de câte ori trebuie să le adun? 1, 2, 3, 4, 5, 239 plus 239. Și adună-i, dragule, adună-le, pune unele sub alte, cum ai învățat, acolo muncește tot, și îți va da 1673, pentru că pe 9 trebuie să-l, de câte ori să-l aduni? 9 plus 9 plus 9 plus 9 plus 9, de 7 ori, adică 7 ori 9, 63, asta. Pe 10, 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus, de câte ori? De 7 ori, adică 30 ori 7. Și pe 100, de câte ori să le adun, să le adun de 7 ori, câte 200, adică 7 ori 200. Ce tare! Foarte tare! Ai înțeles ce trebuie să înveți la mulțirii? Ca să muncești așa. Ca să muncești așa, înveți la mulțirii. Te ajută. Dar dacă odată ai greșit, tot ai terminat. Toată construcția ta, toată munca ta, un singur loc, într-un singur loc. Să greșești și s-a terminat. Știi cum e cu tabla mulțirii? Și la matematică în general? Exact ca în electricitate. Dacă ești un electrician foarte bun, ești foarte bun, nu știu, dar odată ai pus în scurt firele și acolo ai rămas. O singură dată, dacă ai greșit, te-ai electrocutat, acolo ai rămas. O singură dată. O singură dată. Păi, ai înțeles acum de ce treaba mulțirii? Păi dai seama, a dat un răspuns, a pus acolo, zice, dar am greșit o singură dată la mulțire. Și ce dacă? Ai mai ai tu răspunsul acela corect? Nu mai e. Mai tu ajungi tu la 1673? Nu mai ajungi. Și dacă rezultatul ăla trebuie să-l folosești în altă parte? Păi e terminat toată povestea. Foarte tare. Deci tabla mulțirii nu o învățăm. Nu e un capriciu. Nu e un capriciu a cuiva. Este o necesitate. Nimic nu poți construi mai departe dacă nu știi tabla mulțirii. Absolut nimic. Rămâi să faci adunări repetate. Îmi pare foarte rău. Deci tu nu ai rămas la nivel de adunări repetate? Păi tu ai din ce în ce probleme mai complicate? Că trebuie să crești viteza. Asta e povestea. Așadar, am văzut și cu mulțirea, să spunem, unui număr din trei cifre, dar cu unul din factorii de mulțire, o singură cifră. Facem un pic de progres. Deci, cât am zis? 23 ori 7, sau nu, 200, nu știu cât au fost acum, ultima dată. Nu mai țin minte. Dar fac încă una, poftim. 769 ori 7, eu am ce am cu 7-le astea. Da? Egal cu. Facem direct. Cu tehnica a pus un spartul ca să meargă mai repede. Deci ori 7. Și zicem 7 ori 9, 63. 3 unități scriu și 6, 10. 63. Adică 6 sunt la 10, deci 6 îl adunăm aici. De aceea spunem 6 reținem. Și 7 ori 6, 42. Atenție, dacă nu știi, te uiți pe foița ta și vezi 7 ori 6 ca să fie. Dar suntem la etapa în care am trecut de 40%, să zicem, ne apropiem de 60-70% siguranța. Încă la asta nu știu că 6 ori 7 fac 42, dar mă uit pe foița aceea, desfășor, muncesc, fac ca să se instaleze în mintea mea, 6 ori 7, 42 și cu 6, 42 și cu 6, 2 și cu 6, 8. 8 și 4, ăsta-l tai, ca să nu mă încurc. 7 ori 7 face 49. 49 nu prea să sigur, dar mă uit pe foița mea cu tabla mulțirii. Sau muncesc 7 ori 7 și văd cât îmi dă. Iată cum am să zic. Pentru 7 ori 7,
egal cu 7 ori, 1 din ei îl transform 10 minus 3, deci 7 asta îl zic 10 minus 3, și acum aplic distributivitatea și 70, 70, minus 7 ori 3, 21. Și din, iau 10 și scad pe 1 și rămâne 9, urma 60, scăzut 20, 40. 7 ori 7, 49. Ăsta e motivul foarte clar. 49 și cu 4. 49 plus 4. 9 îi trebuie un 1 până la 10, fac 50, l-am luat din 4 să-și omorați 3 și face 53. Da? 55.383. Nu ai vrut să faci așa? Scrie 769 de 7 ori și te aduni acolo și până îți dă, da, trece o vara până când termin de adunat. 5.383. Ei bine, acum trec la o etapă, ai trecut de clasa a treia, undeva când, sau la sfârșitul clasa a treia, să faci și împărțirea. Da. Și dragul meu, în împărțire, îl împărțim rezultatul ăsta. După ce le-am mulțit rezultatul ăsta, îl împărțim așa de mai întâi, da? Așa. Și zic, 5383 împărțit la 7 este egal cu... Și acum zic, băi, cum să fac eu aici? În prima cifră e 5. Și aici este 7. În construcția mea încep acum ideea de a merge înapoi, adică voi începe cu construcția nu unități de sute mii, ci înapoi miile împart. Deci eu 5.000 împart la 7. Deci cifra miilor o voi pune în evidență. Cum 5.000 nu se împarte exact la 7, ca să obțin tot 1.000, iau două cifre. Și 53 împărțit la 7. Și acum mă gândesc. 53 împărțit la 7, sau 7 ori cât fac aproape 53? 7 cu cine înmulțiți fac aproape 53? Aproape de 53. Cel mai apropiat. Din tabla mulțirii, 7 ori 7. Deci zic 7 ori 7 egal cu 49. Și încep scăderea, 9 din 3 nu se poate, mă împrumut de un 10 de la vecinul, chiar în față îmi dă un 10 și cu 3, 13 și 9 din 13, 9 din 10 aceea 1 și cu 3, 4. Și aici au rămas 4, am luat 1, 4 din 4 nimic. Și cobor pe următoarea cifră. 8. Și 7 din 48, 7 ori cât să facă foarte aproape din 48. 7 ori 5, 35. Mort. 7 ori 6, 42. 42. 7 ori 8, 56. Tabla îmi spune. Îl depășesc. Deci, merg cu... Deci dăm 7 ori 7, 49. Îl depășește și 49. Deci, cu cât? Cu 6. 7 ori 6, 42. 2 din 8, 6. Nimic. Atenție! Restul de fiecare dată trebuie să fie mai mic decât împărțitorul. Și 6 este mai mic, deși deșteaptă treaba. Așa că l-am pus de 6 ori, cobor pe 3. Și 7 din 63. 7 ori cât fac 63? Sau foarte aproape de 63. Chiar 63 este. 7 ori 9. 7 ori 9, 63. Dragilor, acum îmi confirm că am făcut înmulțirea bine, pentru că rezultatul pe care l-am avut, l-am obținut la înmulțire, împărțit la 7, îmi dă 769, adică celălalt factor al produsului. Deci, prin înmulțirea cu 7, al lui 769, obțin, atenție, un rezultat, iar acestora se împarte la unul din ei. L-am împărțit la 7 deocamdată, că nu-mi permit încă să fac împărțirea la două cifre, la trei cifre, o să fac în etapa următoare. Așadar,
trebuie să spunem că în clipa de față am înțeles ceva interesant, foarte interesant, la înmulțirea cu la tabla mulțirii. Eu sper că acest lucru să vă bucure sufletul, să îi bucure pe părinți, pe bunici și pe învățători. Pentru că nu aveți voie să agresați intelectul copilului și să îl forțați mai mult decât el începe să facă conexiune. Nu aveți voie. Pentru că în clipa în care ați făcut-o, nu aveți nicio șansă ca respectiv să mai învețe. De aceea, profesor de liceu fiind, mi s-a întâmplat să ajung să constat că la liceu un număr mare de copii nu știu tabla mulțirii. Deci un număr mare. La liceu. Păi da, dacă n-au învățat-o acum, ei lasă ascuns acest lucru, îl țin cât mai mascat, când apare erori, zice, am fost neatent, am greșit la o mulțire. Este des folosită această sintagmă. N-am greșit decât omul la o mulțire. Păi, fiindcă nu știi tabla mulțirii cum trebuie. Asta e toată povestea. Așadar, acum sau niciodată. Acum este timpul să fie învățată corect și complet. Așa că, insist, ați văzut, am făcut o mulțire cu cine? Cu o singură cifră. A unui număr cât ar fi el de mare. Nu mai mă vedeam. Ia să vedem ce se întâmplă. Fac încă un pas și vreau să ajung să fac înmulțirea a două numere în care unul din factorii produsului respectiv, unul din ei este din două cifre. Și celălalt oricât de mare. Da? Deci asta îmi propun. Dragilor, iată că fără să Ștefania văd când târzi, îmi ofer ocazia să insist pe tabla mulțirii și pe dată cu ea și împărțirea. Dacă ea s-a hotărât așa să întârzi, eu mă gândeam, zic, ce să fac, cum să fac? Iată că m-am prins de joc, de chestia asta și tabla mulțirii, să se zic că este o slăbiciune. Sper să fac o lecție care să rămână mult timp. Pentru totdeauna. Așadar, acum am să încerc 7, 6, 8 ori 76. Ori 76. Deci, unul dintre factori este din două cifre. Și acum zic așa, egal mai departe. În mod normal ar fi 768 înmulțit cu, în loc de 76, eu pot să spun că este 70 plus 6. 70 plus 6. Și acum aplic distributivitatea și ar veni egal cu 768 ori 70 plus 768 ori 6. Și egal cu 768, în loc de 70, pot să spun e 7 ori 10. Ori 7 și ori 10. Plus 768 ori 6. Știți câte lucruri interesante se fac acum, nemaipomenite. E vorba de distributivitatea pe care dacă o faci concret, el înțelege ce înseamnă distributivitatea mulțirii față de adunare. Da? Deci înmulțește 768 cu amândoi. Și cu 70 și cu 6. Acum, bă, aici înmulțirea cu 70. Eu zic ori 7 și ori 10. Și da mai departe. Cu ori 10 se fac întâi. 768 ori 10. 768 ori 10. 768 ori 10. Și pe urmă 7. Ori 7 plus 768 ori 6. Și egal mai departe. La ori 10
ce înseamnă? 3 ori 10, 30. 3 ori, să zicem, 75 ori 10. 750. Pune un 0 la sfârșit. Adică se apare la cifra unităților 0 și ăsta se mișcă la stânga, da? 8-ul devine a 10-ul, 6-ul a 100-ul, 7-ul a 1000-ul. Și vine 7680. Iată înmulțirea cu 10. Și ori în continuare 7. Ori 7. Și plus, asta știu să o fac. E cu o singură cifră. Mă descurc. Iau deoparte și zic 768 ori 6. Am pus la punct toată tehnica asta și încep. 6 ori 8 cu tabla mulțirii lângă mine. 6 ori 8 face 42. Dar nu sunt prea sigur. Și atunci zic 6 ori 8 egal cu 6 ori 10 minus 2 egal cu 6 ori 10, 60 minus 6 ori 2, 12 și este egal cu scad 10, rămân 50 și mai scad 2, deci 48. Ah, 6 ori 48. Gata. 48, 8, scriu și 4, 10 le rețin ca să duc la, să ajung la 10. 6 ori 6, 36, dacă nu, iar muncesc. Și cu 4, 40, 0 și 4. 6 ori 7, 42. Și cu 4, 42 și cu 4, face 42 și 4, 6. 4608. Deci egal cu 4608. 4608. Bun. Acum să trebuie și înmulțirea asta. Egal mai departe. 7 ori 0, 0. 7, se mulțesc deoparte. Pe cine? Pe 7680 ori 7. Da? Și zic, 7 ori 0, 7. 7 ori 0, fac 0. Sunt atent. 7 ori 8, 56, 6. Asta nu mai fac. Dacă pe o fracțiune de secundă ai plecat cu mintea de acolo, gata, ai spus o prostie. Da? 7 ori 0, 0. 7 ori 56, 6 și 5. 7 ori 6, 42. Și cu 5, 42 și cu 5, 2 și cu 5, 7. 47, 7 scriu și 4 rețin. 7 ori 7, 49. Și cu 4, 49 îi trebuie un 1 până la 10. Am luat din 4. 53. 53. Deci vine adunat cu 53.760. 53.760 plus 4.608. 4.608. Și le așez unele sub altele. Cum am să zic? 4.608 adunat cu 53.760. Dar să pun unități sub unități, 10 sub 10, 100 sub 100, la adunare. De 0, 6, 7, 3 și 5. 53.760. Mă vezi până, dar nici n-am scris întâi pe 53.760 pe unde de sub. Așa am vrut eu. N-aveți cum să vă certați cu mine. Eu singur aici, așa am vrut. E bine, 0 și 8 egal cu 8. 6 și cu 0, 6. 7 cu 6, 13. 1 reținut. 1 același cu 3 de aici. 4 cu 4, 8. Și 5. 58.000. E răspunsul corect, 58.000. 368. 58.368. Dragilor, dar am muncit aici de... Hai, Doamne! Și știu tabla mulțirii destul de bine. Binișor, nu chiar bine. Am și eu încă slăbiciuni. A zis 7 ori 0, fac 7. Am spus mai devreme. Bine. Merg acum mai departe și am să fac unele sub altele scrise astea. Deci, 768
înmulțit. Ori acela, eu am tot pus aici punct. Vă rog să înțelegeți că e mulțire. Da? Sper că nu vă spărați pe mine chiar așa. Dar X-ul ăla, așa cum îl știți voi, de ce nu fi pus punctul la început de la clasa a doua, când începe cu mulțirea? Ca pârlul spună, băi, renunțăm la X-ul ăsta. Păi X-ul ăsta, mai târziu se confundă cu X, când notăm. Și apar probleme, dificultăți. De ce ea s-a renunțat? Dar nu-i mai bine să o faci la început? Punem punctul între cele două și prin... Cum am spus că prin X înmulțire înseamnă? Prin punct înseamnă mulțire. Pus unde? La mijloc. Între... Chiar la mijlocul numerelor. Înmulțire înseamnă. Cum zic, împărțirea înseamnă două puncte mai târziu? Păi așa trebuie făcut. 768 ori... Acum pare rău că am modificat acum. La unei ori am modificat, dar de ori nu. Ca să rămân și așa, așa, așa. Și scoam și mai multe crede că era fac X. Așa un punct simplu. 768 ori 76. Și acum, zic 6 ori 8, 48, 8 și 4. 6 ori 6, 36 și cu 4, 40, 0 și 4, tot 4. 7 ori 6, 42 și cu 4, 42 și cu 4, 46. Scripam două, că am ajuns la sfârșit. Extraordinar! 4608. 4608. Deci cârdul ăsta, primul construit, e ăla de acolo, de-am zis eu că scriu primul. Da? Și pe urmă încep. 7. Atenție, când am început să înmulțesc cu 6, sub 6 am început construcția. Era 6 înapoi. De-aia am pus pe 8 aici. Acum, 7 ori 8, 56. Dar de ce 56? 6 nu-l pun aici, dragilor. E 56 de la 10, cu cifra 10-lor. Când mulțesc cu cifra 10-lor, 7 ăsta care e la 10, de la el încolo încep să construiesc. Așa zic 7 ori 56, aici. Asta e să vă spun, prietenii mei, colegii mei, când eram în clasa a 3-a, pe clasa a 3-a învățat eu doamna mulțirii, învățătoarea mi-a spus, atenție, cu cifra cu care mulțești, de sub ea începi să construiești șirul de numere. Eu nu înțelegem de ce. Și bă, dacă spune așa, așa fac. Dar colegii mei, dacă luam mai în stânga sau mai în dreapta, e așa o trăznai. Deci atenție, foarte important asta. Pentru că acum, de ce? Cifra asta este a 10-lor. Aici este 0. Rezultatul mulțirii cu 10. 0 ăla. De aia trebuie să-l construim așa. 7 ori 8, 56 și 5. 7 ori 6, 42 și cu 5, 47. 7 și 4. 7 ori 7, 49. Da? 49 și cu 4, 53. 53.760. 53.760 este cirul de al doilea șir. Cum am adunat aici? Foarte tare. Și acum ce se face? Că să le adun. 8, 6, 7, 6, 13, 8 și 5. Iată, dragilor, în loc să scriu tot cârtul ăsta și să fac toată povestea asta, am mărit viteza foarte tare. Rezultat foarte rapid. 58.368. Exact rezultatul ăsta, 58.368. Stau foarte bine. Da? Observați, sunt tot, doar un pic de stresam. Mă tot gândesc dacă mai aș vrea să mai fac și împărțirea. Sper să nu vină Ștefania încă. Pentru că vreau să închei lecția asta cu tabla mulțirii. În ideea care v-am spus-o, acum pe ăsta tot, îl împar la unul din cei doi. Am să-l împar la ăsta. Ștefania spune că nu mai vine? Alo, da? Să rătuna. Da, da, vă, acum vă aștept.
Da, dragilor, Ștefania a venit și de aceea o să și oprim lecția. Vreau să vă fac și chestia asta, să fac împărțirea de aici, dar n-am să o mai fac. Dacă Ștefania îmi dă voie, Ștefania mai are un pic răbdare? Da. Bine. Atunci o să fac și împărțirea asta și să vedem exact. Deci 58.368 să împărțim la 76. Ștefania, nu ți-e clar ce am făcut eu. Eu am făcut tabla mulțirii, am făcut pentru prietenii noștri, am profitat de faptul că n-ai venit la timp și am făcut acest lucru. Acum mai aveam doar chestia asta de făcut și sper că nu te plictisești. O să urmărești și tu ce am făcut. Pe film o să urmărești. Să vezi ce lucruri interesante am făcut pentru copii de-a doua, de-a treia, de-a patra, da? Bine. Acum, sigur, mă poți ajuta. E vorba de împărțirea asta la 76. Știm bine două cifre fiind aici, două luăm și în partea asta, da? Dar 7 în 5 nu merge, luăm 3 cifre și o să zicem 7 în 58, 7 oricât fac foarte aproape de 58, ca un secret îl avem cel al număr, dar știi asta, nu spun ție un secret, dar acum pentru prietenii noștri, deci 7 și vine 7 ori 6 22, 2 și 4, 7 ori 7 49 și cu 4, 49 și cu 4, iau până la 50, 1, 1, 3, 53. Perfect, 53. Și iată, 2 din 3, 1, 3 din 8, 5, nu? Da. Nimic, coborâm pe 6, 516, emoția mare, că dacă nu se împarte exact, da. Știm asta. E bine, 76, ca 7 din 51, 7 ori cât fac aproape 51, nu? 7 ori 7. 7 ori 7, ar zice eu. Dar fiind 6, tu ai și observat, deci nu pot să iau pe 7, ci să merg de 6 ori. De fapt, trage și coada ochiului aici, e cifra care trebuie să meargă, da? 6 ori 6, 36, 3, reținem, 6 ori 7, 42 și cu 3, 45. Iată 0, 5 din 11 egal cu 6, nu? Și nimic. Coborâm pe 8 și vine 608, 76, ca 7 în 60. 7 ori cât fac aproape 60? 7 ori 7, 49, mai merge 7 ori 8, 56, se apropie, da? Deci de 7, de 8 ori, da? Și zicem, 6 ori 48 și se leagă foarte bine. 48, 8, scriu și 4, rețin. 7 ori 8, 56 și cu 4, 56 și cu 4, 60. Iată că a mers foarte bine. Deci, dragilor, când am făcut înmulțirea două numere și am găsit rezultatul, ca să fim convinși că am făcut o treabă bună, împărțim acest rezultat la unul din cei doi factori, am împărțit la 76, sunteți de asta, dacă îl împărțeam la 768, îmi dădea obligatoriu 76. Așadar, opresc lecția aici, cu tabla înmulțirii. Cum învățăm tabla înmulțirii? Lecție foarte tare, foarte interesantă. Asta va rămâne, repet, în timp, așa cum spune cineva, mi-a spus cineva pentru un mesaj, domnule profesor, veți fi nemuritor. Prin lecțiile acestea care le faceți, vă rămâne asta pentru totdeauna. Așadar, ne oprim aici și trecem la lecția care ne-ai pregătit-o tu. La revedere, dragilor!